Doamna învățătoare, dar cum credeți că va arăta școala peste 100 de ani, în 2024? Eu nu știu cum va arăta școala, dar știu sigur cum va arăta nota ta imediat în catalog. Pentru că nu prea te pregătești de lucrări de control. Hei, ia scutul ăsta la o parte! Tu ce, nu vezi că-mi dai peste mână? Și sunt eu vinovat că tu ești stângaci. Eu trebuia să stau lângă geam. Nu, lângă geam eu stau. Mereu îl văd pe tata când vine să mă ia după școală, cu bicicleta. V-am spus eu, cele mai bune locuri sunt locurile din fundul clasei. Adică stai singur în bancă și nimeni nu te deranjează. Nici cu cotul, nici cu piciorul. Nu, din spate se vede mai rău la tablă. La ce bună îmi trebuie tabla aceasta? Liniște! Începe ora! Bună ziua, doamnă învățătoare! Bună ziua! Strângeți totul de pe masă, scoateți câte o foaie dublă, pentru că astăzi avem test. Păi dacă vom strânge totul de pe masă și vom lăsa doar o simplă foaie, cu ce vom scrie, doamnă învățătoare? Ha, ha, ha! Dumitru! Tu cu pix, ori fără de pix, oricum nu scrii la test nimic niciodată. Strângeți tot în ghiozdanie și lăsați câte un pix și o foaie dublă. Ei, dă-mi și mie o foaie, nu am. Uite, cine? Iar să facem avioane. Să nu te intereseze. Eu fac cele mai tare avioane. Dă-mi și mie o foaie! Știi ce? Ai caiet! Rupeți de aici! Iată! Am rupt! Zgârcit-o! Așa, aveți la dispoziție 45 de minute! Concentrați-vă! Și apropo, pe nimeni să nu văd că copiază! Matei, scrie mai mașcar, nu văd nimic. Și nu uitați să scrieți data. Mircea, eu n-am învățat nimic, mi-a răstrug foaia. Nu, vezi ce ai făcut. Nu, lasă-mă, asta e viața. Nu ai învățat, ai notărea. Ce-am spus? Singură rezolvă! Fără să te uiți la mine! Bine! Nu mai copia! Nu se uită! Ce te-ai întors? Ai ceva acolo? Tu, 180 de grade, da! Eu n-am nimic. Și scrie mai caligrafic. Ce faci, Melissa? Nu e voie! Fac și eu! Să încerci acum să nu-mi pune notă bună. Nu scrii nimic la test, nimic, nu ai nevoie de pix. Doamna învățătoare, eu am terminat testul. Pot să-l redau, să vă pregătesc de următoarea lecție. Eu nu reușesc să copii de aici, dar el deja a terminat testul. Bravo! Oho! Iată așa! Luați exemplu de la Mircea! Și grăbiți-vă, mai aveți puțin timp la dispoziție.
Ai scris data? Nu ai scris data! Cum? Ba da, am scris! Aici. Bine, dar data viitoare să scrii pe prima pagină. Am ajuns, te rog frumos, aici. Uite aici, la această problemă, te rog frumos. Eu știu, doar nu te ajut, pentru că nu m-ai luat în echipă să ne jucăm de areața împușcată. Bine, lasă că mă descurc și singură, fără tine. Nu am înțeles! Ce cu obrăznicia asta? Voi copiați? Repede copiuțele la mine! Matie, iată, asta de la tine nu m-am așteptat! O să mă duc la târg și o să-i spun totul mamei tale! Of, Melisa, Melisa! Scuzați-mă, vă rog frumos! Ieri tata a tăiat porcul și nu am mai avut timp să învăț! Și șorici nu mi-ai adus? Dacă îmi dai, te voi ajuta la test. Am o bucățică de ureche și coadă, dacă vrei. Mă ajut, te rog. Da, aici este 39. Da, și aici trebuie să mulțești. Oricât. 31. Dumitru! Acolo vreau să abțineți! Stați, mă miram eu! Cum de Dumitru scrie? Noroc de copiuță! Gata, tu testul l-ai finalizat! Eu deja am făcut tot! Măcar tu ai făcut, Dumitru, copiuța asta! Stai că e greșit! Tu ai făcut-o! Și în test? Scrie mai departe, 900 împărțit la 2. Azi că eu m-am pregătit mai bine. Așa, tot ce aveți pe masă și vă încurcă strângeți, pentru că acum veți da test. Era am pregătit de testul ăsta. Așa. Uf, iarăși cu testele ei. Nu avem timp să ne jucăm de calculator. Eu abia de-am intrat în joc. Hei, ai învățat? Eu tot timpul sunt pregătit. Eu văd că nu m-am exprimat bine. Ce aveți? V-am spus, tot ce vă încurcă, strângeți de pe masă. Lăsați doar strictul necesar. Ce-i cu asta? Dă-mi-l înapoi. Telefonul este strict necesar. Dacă mă sună mama, tata, dați-mi-l înapoi. Glumeț mai ești. Tu pregătește-te mai bine de test. Și apropo, dezbracă-ți geaca. Nu ești afară! Și dacă te sună părinții, telefonul îl găsești la mine pe masă. Bine. Ce șirată mai este? Hei, dă-mi o foaie! Eu nu am! Rabdă! Abia m-am dezbrăcat! Ține! Aveți la dispoziție 45 de minute! Suficient. Nu sunt te apropia. Nu te apropia. Tu vezi cât e bolțit acum. Nici mască nu am, stai acolo. Trebuie să fac și eu primul exercițiu. Trebuie să înveți.
vreau să iau notă rea iarăși. Mai măcar unul. Să nu creadă ea că e mai șmecheră. Mircea, ajută-mă și pe mine. Lăsa-i zgârcit. Ca de obicei. Nu ți-a luat telefonul, dă-i bătaie! De ce nu mi-ai spus deodată? Bine că ai timp de Minecraft toată ziua! Mă descurc și fără tine! Doamna profesoară, i-am terminat! Dar ei toți copiază! Mă crie eu, doamna profesoară! Închide gură! Cora! Hei, șobolanule, tu ce faci? Nimeni nu copiază nimic! Da, toți rezolvă în foile lor! Păi v-am spus! Toate gadgeturile să vi le puneți în ghiozdane! Dar noi nu avem nimic! Văd că nu înțelegeți. Telefonul la mine, de altfel, unul îți dau. Poftim. Să nu te mai văd. Totul e din cauza ta. Să beți. Eu nu am nimic. Ei, cum n-ai nimic? Asta ce-i? Aaa, a rămas din greșeală. Nici nu am observat. Bine că doar eu observ. Dar eu prima am observat. Hai, continuăm, continuăm. Nu pierdeți timpul. Se scurg minutele. Punem în acțiune planul B. Da, dar am eu s-a descărcat. Dar tu aveai nanocăști, folosește-le. Nu știu ce-i cu mine astăzi, chiar. Imediat sunt frații să mă ajute. Eu sunt cu ochii pe voi. Nanocăști, cât de departe a ajuns obrăznicia voastră. Nu le găsesc! Probabil le-am pierdut! Cum le-ai pierdut? Abia că le-ai cumpărat în semestrul ăsta! Totuși, cred că trebuia să citesc măcar o dată tema asta! Ce fel de cretă? Nu ved nimic la tablă! Dar oare cât e ora? Nu trebuia deja să se sune de pauză! Iarăși paznicul a uitat să pornească clopoțelul! Deja au trecut 2 minute din pauză! Probabil a plecat după chifle. Și acum când plecăm de la pauză, nu va fi niciuna. Trebuie să ne pregătim. Uite așa și când auzim că sună, toți țâși la cantină. Bine? Doamna învățătoare, eu deja totul am rezolvat. Bravo, Mircea! Nota 10 ia loc, iar acum notați tema pentru acasă. Clopoțelul este pentru profesori, nu pentru elevi! Aha, bine! Eu totuși ajung primul la cantină! Dacă ajungi primul, ia-mi o chiflă cu cartofi! Nimeni nu îmi bea compotul meu cu mere! Dacă nimeni ajung... Da, mama, să... Practic, să nu vezi compotul! Eu am ajuns!
Am înțeles. Unde-s schiflele? Oare deja le-au mâncat pe toate? Sau probabil că încă nu le-au adus. Stau în restaurant încă de ieri, cu picioarele în sus. Deci încă nu avem chifle, nu avem mâncare. Atunci hai să ne jucăm de-a prinsile, eu prind. Eu eram aici, pa, pa! Nu mă prins, nu mă prins, nu mă prins! Dar de ce să-i ținem de mână? Așa, intrați, de altfel sunteți obraznici. Luați loc în bănci. Și eu nu vreau cu ea să stau în bancă. Dar nici eu cu ea. Acum v-ați așezat în bănci. E mereu cu om. E tu la fel. Nu știu cine dintre voi doi copiază mai mult. 3, 2, 1. E pauză! Repede, intrați în rețea! Așa? Acum intru! Pe Fortnite! Sau pe cine jucăm? Măi, Mitică, intră în joc! Pierdem pauza! Da, da! Acuș! Ne arătăm noi! La clasa paralelă! Luinița, de ce stai? De ce nu miști acolo? Se încarcă greu, nu știu ce e cu el! Parcă nu am net! Așteptați! Tu stai încă la bază! Mai bine nu te luăm în echipa noastră! Gata, am plecat! Uf, te încoace! Uite ce... Era blocat! Hai, stai! Nu la mine, din ce cauză este stins? S-a descărcat! Cine are încărcător? Da voi chiar nimic, rușine! Măcar ieșiți pe hol cu jucurile astea ale voastre! Sau nu știu, ieșiți afară, la aer curat, plimbați-vă, e primăvară, timpul e foarte frumos! Doar cu nasul în gadget! Da, imediat ieșim! Și afară, și în curte! Luminița, iarăși te-ai oprit! Eu sunt în curte deja! Da, afară grafica e mai bună! Doar că afară sunt foarte mulți boți! Eu zic mai bine intrați în vădire! Uite că mă ajunge ăsta! Pușu în pușcă! Nu! Iarăși ăștia e câștigă! Clasa e! Clasa, boți! Ieși afară! Arde școala! Și e cu tremur! Evacuarea! Toți! Dă-i Mircea, că mai avem șanse! Eu deja m-am blocat! Ia să pierd în spate! Ia să pierd spate! Hai, ia! Și eu am ajuns! Hai că ne-am scăpat! Mânza, dar... Parcă vorbesc doar cu pereții. Ăștia nu mă aud. Da? Iar am rămas fără chifle! Și ce fel de păjoare din legume? Cu brocoli! Și conopidă! Nu mănânc așa ceva! Eu nici din ăla cu brocoli nu am! Mi-au rămas numai măr! Merge și asta! Parcă e castraveti urat și marinat la un loc! Dar de ce nu le dau mere proaspete? Măi, decât să le coacă așa, ține tu! Dar lasă-mi de ajuns că am compot de mere! Compotul e bun? Cât de acru este compotul ăsta? Matei, dacă vrei, putem să ne schimbăm. Mai am ceva compot aici pe fund. Vreau și eu din vișine. Oare ce vor mânca peste 100 de ani la școală? Iară pârjoale din legume! Voi rămâne ca de obicei flământ! N-ai ce-i face! De altfel, nu vedem nimic!
Nu-mi place. De fiecare dată aceeași mâncare scârboasă. Apropo, dar compot nu ne-au adus. Știți, eu am impresia că bucătarul din școala asta are peste 100 de ani. Nu și-a mai schimbat meniul. Dă măcar măr să mănânc. Nu înțeleg! Ce este atât de greu? Pe ce să scriu acum? Ce s-a întâmplat? Ce ai pățit? Nu pot rezolva un exercițiu! Am căutat și în cărțile de acasă! Am încercat toate formulele! Am fost chiar și la Biblioteca Națională! Și că nu reușește! Dar tu ai făcut? Da, desigur! Foarte simplu! Dumitru și-a cumpărat toate temele pentru un an înainte! Și mi-a împrumutat și mie rezolvările! Ce? Și acum toate temele le fac în maxim 5 minute. Dar de unde le-a cumpărat? Păi de unde? De la colegii din clasele mai mari. Dumitru! A venit! Bună ziua! Bună! Vorul roșu? E ca și butonul de YouTube. E mai bine să fie gri. Ce-i, tocilarule? Am auzit că nu ți-ai făcut temele pentru acasă. Da. Niciodată nu m-am gândit că voi spune asta, dar îmi dai voie să trag un pic cu ochiul. Da, cum să nu? Pentru colegul meu. 50 de lei și ai temele. Așa bani. Atunci învață-te să economisești pe banii pe care ți-i dau părinții pentru prânz la școală. Știi, e bună afacere. Pot să încep și eu să vând rezolvările temelor celor mai mici. Nu înțeleg. Ce să fie asta? Cum așa? Nu găsesc nicio soluție. Nici Google nu dă măcar un răspuns. Zero, mi-a pare rău. Stai, unul pe altă, motor de căutare. Nici aici. Nu înțeleg ce e asta. Parcă intenționat mi-a dat așa speță. Zero. Hei, ce ești așa nervos de dimineață? Nu cumva ți-a furat cineva contul de Fortnite? Ei, Fortnite! Pentru prima dată în viața mea nu pot rezolva această speță! Sau intenționat a fost dată greșit? Dar tu nu fii așa stresat! Întreabă-l pe Mircea! El s-a înregistrat pe GPT Chat! Și acolo știe toate răspunsurile. GPT Chat? Mircea! Mirciulică! Mirciuloi! Ce vrei? Luminița mi-a șoptit că tu te-ai înregistrat pe GPT Chat. Hai acolo cont! Da, am și... Poți să-mi dai login-ul și parola? Nu am reușit să-mi fac tema pentru acasă și nu știu cum se rezolvă. Cum? Să-ți dau așa acces la contul meu pur și simplu? Dar nu așa simplu, ca la prieteni! Noi suntem colegi cu tine, he, de 2 luni! Tu știi care sunt prețurile pe școală? Nu știu. 100 de lei și-ți dau acces pentru o oră. 100 de lei? Eu niciodată nu am avut așa bani de buzunar. ChatGPT, ajută-mă! Cum să economisească un elev bani? O? Uite ce ușor! Prima mâncare de la prânz! Tu mai bine întreabă de chatul ăsta? Cum să nu devii un zgârie prânză? Gheal de tine! Auzi, Mitică, ia-o mai ușurel! Acuși o să fie prețul de 200 de lei!
Da, deja este 200